Viața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM, pe frecvențele radio, pe Facebook și pe YouTube. În săptămâna când Revoluția Română din 1989 împlinește vârsta critică, 33 de ani, Invitatul meu în piața Victoriei este un om care de peste 15 ani sapă în arhiva ororilor comunismului și ale securității, fiul al unor deținuți politici la rândul său. O voce incomodă pe tema trecutului recent, cercetătorul CNSS Mihai Demetriade. Bun venit în piața Victoriei, domnule Demetriade. Să rămâne la doamna. Mulțumesc pentru invitație. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din oamenii la 33 de ani de la Revoluția din 89. Peste 60% spun că ne e mai rău decât ne era atunci. Suntem obsedați de securitate și securiști, poate cum n-am fost în altă perioadă, mai tare din mai, în această perioadă de 33 de ani. Și uh, o foarte mică parte din adevărul istoric mi se pare largă acceptată. Suntem, după cum îmi spuneați în discuția dinaintea acestei emisiuni, într-o ceartă cu trecutul. De ce, domnule Demetriată? Uh. Mai întâi de toate, aș amenda termenul de nostalgie. Cred că, de fapt, nu vorbim de nostalgie, nu cred că respondenții sondajului la care faceți implicit referință se referă sau sunt în mod direct nostalgici. Cred că, de fapt, e o critică la adresa prezentului. Nostalgia este, de fapt, o formulă escapistă, dar critică referitoare la prezent. <coughs> Una dintre cauzele fundamentale ale acestei să spunem atitudini critice e legată de incapacitatea sau în fine deficiența distribuirii beneficiilor intrării în Uniunea Europeană în mod echitabil de către clasa noastră politică de-a lungul celor 33 de ani. Cuplată cu o cultură, să spunem, patronală și asistențială, pe care mulți dintre decidenții noștri politici o practică în raport cu electoratul. În legătură cu a doua secvență a întrebării: de ce suntem într-o ceartă a narațiunilor în legătură cu trecutul? Cred că avem o. Să spun așa, un comerț deficitar cu faptele. Avem un consum deficitar de informație factuală relevantă. Preferăm mai curând să ne menținem în zona interpretărilor și narațiunilor despre ce s-a întâmplat în mod real iar consumul precar de informație relevantă se vede. În legătură cu 1989 și cu ce s-a întâmplat atunci, știm aproape cu exactitate lucrurile. Faptul că, faptul că nu vrem să acceptăm ce s-a întâmplat e altă poveste, dar, nu știu, s-au scris peste 500 de cărți despre povestea asta. Există foarte multe documente relevante publicate. <coughs> putem să spunem la 33 de ani, fără niciun fel de urmă de îndoială, că în 89, în decembrie, am avut de-a face cu o represiune sistemică, subliniez, a statului comunist împotriva străzii, adică împotriva mandatului străzii, care a însemnat un mandat de democratizare și de instituire a libertății, că ulterior acest, această represiune sistemică s-a spart practic în multiple narațiuni Deculpabilizante din partea tuturor instituțiilor implicate atunci, asta e altă poveste. Faptul că, nu știu, Ministerul Apărării Naționale, în două ediții succesive, monografice despre 89, își deculpabilizează propria prestație în, în, în ceea ce vește participarea la masacre. Faptul că securitatea face sistematic urmașii ei, sistematic acest lucru după 89, mințind, mințind cum să spun, Structural, în legătură cu participarea la crime, asta a produs un soi de cacofonie narrativă care a generat frustrare până la urmă. Dar în afara acestor acestui război interminabil al poveștilor, factualitatea există, documentele există. Știm, știm ce s-a întâmplat, știm cine a tras, știm cine, cine a participat la la represiune împotriva manifestanților de la Timișoara, Sibiu, București? Spuneți, domnule Demetriade, că știm, că s-au scris cărți. Deci adevărul factual, îmi spuneți, este cunoscut. Și totuși, dacă acum vă uitați, de exemplu, pe Facebook, da? în discursul, în această piață publică virtuală în care fiecare își spune opinia, puteți constata că o mare parte dacă nu folosesc termenul de loviluție, de exemplu, spun Revoluția din 89 sau ce fi fost ea. Deci există o foarte mare, sau o mare parte, hai să-mi spunem foarte mare, o mare parte din cei care se exprimă în spațiu public, mă refer la oameni obișnuiți, care până în acest moment nu au certitudinea ce s-a întâmplat atunci. A fost o revoluție? A fost o lovitură de stat? Instituțiile implicate în represiune, niciuna dintre ele nu a avut interesul să recunoască frontal că mandatul străzii este un mandat radical. Că, practic, în 89, strada și-a dorit și-a obținut lucrul ăsta, o refundare a statului. Faptul că în 91 România își rescrie Constituția înseamnă, de fapt, că decembrie 89 a însemnat o refundare a statului. Nu avem continuitate statală între 89 și 90, e alt stat. Asta înseamnă că revoluția a reușit. De ce se întâmplă în piața, în agora publică, care este Facebook, o lungă ceartă interminabilă și suspiciuni? Asta vedem, de fapt, din 90 încoace. Și aici, în anii 90, o leg de voința instituțiilor de a-și ascunde participarea la masacre, inventând narațiuni, iar ulterior o leg de încercările succesive ale diversilor actori, de la pseudoistorici până la activiști, civici, de autoprofilare publică pe subiecte pe care nu le stăpânesc. Deci îmi spuneți că această ceartă cu trecutul, cearta narațiunilor, ceartă între narațiuni cu trecutul, exact. a fost o ceartă bine condusă tocmai pentru că în această, în această confuzie adevăratele vinovății să se diminueze, să se dilueze până când poate chiar să dispară. Da, în anii 90 asta a fost miza. Și armata și securitatea, urma și ei, au încercat sistematic să ascundă adevărul ca să nu fie trași la răspundere. Ulterior însă lucrurile astea s-au... În fine, justiția atâta cât a fost ea și trebuie spus că au fost, nu știu, peste nu știu, 4.144 de procese în, în, în cazul Revoluției, nu sunt puține. Avem sute de condamnați, generali condamnați, ofițeri ai mea, și ai securității condamnați. N-ar trebui să ascundem lucrul ăsta. Dar e deci puțin sti... cunoscut. E puțin cunoscut, dar există. Deci există. Justiția într-un mod încopat, dificil, treptat, pentru că arhivele au fost închise Și-a și făcut cumva treaba. Dar instituțiile, tocmai pentru că ele au fost implicate sistemic. Nu e vorba de actori individuali care au derapat. Instituțiile, în mod programatic, în 89, și-au propus represiunea. O, asta e foarte greu de, de gestionat sub raportul imaginii și apea foarte târziu. Adică, acum câțiva ani, Ministerul Apărării, când era ministru Ciucă, a recunoscut public și și-a cerut scuze și, de asemenea, Serviciul Român de Informații, tot recent, și-a cerut cumva scuze și a asumat participarea la erori și greșeli strategice. În care a fost implicată securitatea. Deci, târziu, decidenții recunosc că își asumă. Dar, în anii 90, această voință de transparență și de asumare instituțională n-a existat. Bun. Și atunci vă întreb dacă nu a existat această, și, în mod evident, nu a existat. Mai putem spera la o soluționare juridică? Pe bază de probe, pentru că soluționarea juridică nu poate fi decât pe bază de probe cât se poate declare a dosarului Revoluției. Pentru că mă gândesc, oare cei care s-au străduit prin narațiune să ascundă atât de tare adevărul, nu s-au străduit să distrugă și absolut tot ce a însemnat probă, sau în cea mai mare parte, ce a însemnat probă pentru ceea ce acum instrumentează parchetul militar, și anume dosarul Revoluției? Pe vremea aceea, probele erau și. Mai limitate, nu exista suport electronic cum este acum, nu se filma cu telefonul pe stradă, era o, cu totul și cu totul o altă epocă. Există probațiune, sigur că s-au distrus probe de-a lungul timpului, știm asta, s-au ars dosare sistematic în anii, în decembrie și în ianuarie 90. Există documente precise în legătură cu asta? Dar n-aș vrea să duc discuția în zona în care negăm completamente probatoriu. Există probatoriu. Ca să răspund precis la întrebarea dumneavoastră, n-ar trebui să ne mai luptăm cu narațiunea parchetului militar. Istoricii ar trebui să vadă istoria Revoluției în alți termeni, pentru că perspectiva juridică pe care parchetul și-o asumă, diferită de perspectiva istorică, este o chestiune pe care sistemul de justiție trebuie să o ducă până la capăt. Războiul cu strategiile și cu narațiunile parchetului e o cale greșită. Și ne duce pe noi, societatea, din punctul meu de vedere, într-o fundătură. Pentru că adevărul juridic este realmente diferit, deși e straniu de cel istoric. Ca să vă răspund punctual la întrebare, depinde foarte mult de înalta curte. Dacă în alta curte va asuma mandatul general, secției parchetelor militare. Și anume că a existat un, așa zis, grup preconstituit care a conspirat, sigur, să preia puterea și, implicit, a condus o diversiune militară în 89 pentru consolidarea puterii, atunci, sigur, că acest proces va avea câștig de cauză, iar cei trei condamnați, Iliescu, generalul Ioan Rus și genul Voican Voiculescu, vor fi, vor fi condamnați. Dar asta depinde strict de înalta curte dacă va, va asuma acest narativ. Evident că nu putem să prezumăm aici, suntem nu și ar fi stupid să speculăm. Important am reținut din ceea ce ați spus că probe totuși mai există, adică n-au reușit să distrugă tot. Unele ne. lucruri în continuare există. Sunt Dosarul Revoluției are câteva mii de volume, dintre care o bună parte e reprezentată de probațiune. Ce spune despre noi, ca societate, despre nevoia noastră de adevăr, de obiectivitate, faptul că am căzut totuși în plasa acestor narațiuni autodisculpante, după cum spuneați mai devreme, ale diferitelor instituții, mai ales în anul 90, respingând adevărul factual, după cum vedem acum? Cred că cum spuneam, știți, un politolog canadian de origine română, doamna Lavinia Stan, spunea la un moment dat că bătălia cu trecutul e de fapt, și cu istoria e de fapt o bătălie pentru cultura politică a statelor postcomuniste. Practic, istoria și bătălia în interiorul acestui domeniu este o bătălie pentru valorile societății deschise. De ce preferăm de ce preferăm mai degrabă legendele, mai degrabă narațiunile confirmatoare, mai degrabă poveștile comode, asta ține de mai mulți factori. Sigur că e cumva instinctiv și explicativ, că e mai, seducător, mai seducătoare narațiunea autoconfirmatoare, dar pe de altă parte. Avem o lungă, o lungă un lung trecut în care uh, istoria era canonizată și amvonică, să spunem așa, în care ora exactă în materie de istorie se dădea de la Institutul Istorie al Partidului, obișnuiți cu istoria, cu istoriile oficiale, obișnuiți cu istoriile declamate și cu adevărurile fundamentale, suntem avem un, un comerț deficitar cu istoria vulnerabilă. Ori istoria înseamnă adevăruri uh, incerte. Adevărul vulnerabil, adevăruri slabe, adevărul care sunt într-o continuă cercetare și consolidare. Neavând, cum să spun, o obișnuință de a lucra cu failibilitatea, obișnuința de a gestiona multiple narațiuni istorice care sunt pe masa noastră, preferăm refugiul în legendă, preferăm refugiu în istoriile atașante. Din păcate, abia târziu după 90, comunitatea istoricilor își dispută sau pun, pun, în agora publică dezbateri reale, argumentate. Tocmai pentru că, sigur, avem acest deficit al unor arhive care s-au deschis târziu, e o discuție care persistă și o să, probabil o să o tratăm și noi. dar, dar discursul critic Discursul critic și democratic în legătură cu sursele și cu perspectivele istorice e în continuare deficitar, pentru că există această așteptare nerealistă, să-i spunem, în care istoria e expusă dogmatic, canonic, unic, cu un adevăr indiscutabil, iar seducția, repet, va fi eternă și nu e numai a noastră, nu e doar în România. Uh, cum să spun, refugiul în uh, narațiuni comode și atașante și confirmatoare. Nu e doar, doar oh, a, a istoricilor români. Ați vorbit de arhive, da, este unul din punctele pe care intenționăm să le atingem. Uh, cam cât a ajuns în posesia CNSS în acest moment din ceea ce au fost arhivele comunismului? Arhivele securității, de Arhivele fapt. Arhivele securității, da, mă rog. Și a moștenitorilor ei. Cea mai mare parte, ăsta este răspunsul. Uh, uh, cel care, instituția care deținea cea mai mare parte a arhivelor securității și anume Serviciul Român de Informații și a făcut treaba, mai ales în ultimii ani, și a returnat uh, instituției legal deținătoare și anume CNSAS, cea mai mare parte a arhivei, mai sunt de adus la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor o parte din ultima tranșă de dosare de cadre. Dar mai sunt instituții care au restanțe importante și aici mă refer la Ministerul afacerilor interne, unde este, trebuie să spun spună lucru, o ordonanță de o, o de guvern, mă privitoare la dosarele fondului de pașapoarte, care, by the way, se studiază acum la minister în baza legii noastre de funcționare, adică ordonanței 24 pe 2008. Te poți duce, adică la minister de Interne, să ceri propriul dosar de pașapoarte în baza legii CNSAS. Ceea ce sigur e aberant, arhiva asta trebuie să ajungă la CNSAS, Am înțeles, repet, că acest, această hotărâre de guvern este în lucru și se va finaliza. De asemenea, tot la Ministerul de Interne sunt dosarele de cadre ale ofițerilor securității care, după 90, și-au mutat jobul la Ministerul de Interne. Mulți au fost trecuți în rezervă și s-au reprofilat în alte domenii specializării din Ministerul de Interne de unde au fost la rândurile trecuți în rezervă, prin urmare, dosarul lor profesional e acolo și trebuie să ajungă la CNSAS. Și, în al treilea rând, sigur, există uh, arhiva compartimentelor și direcției de cercetări penale, care a instrumentat cazuistica politică, prin urmare, și acele dosare trebuie să ajungă la CNSAS. Și, nu, nu în ultimul rând, încă două ministere, Ministerul Apărării Naționale, unde trebuie putat o discuție onestă în legătură cu ce arhive dețin ei produse de securitate, și aici mă refer la contrainformațiile militare pe care le-au predat, dar nu în integralitate, și la dosarele preluate în decembrie 1989, din, fizic, din sediile, securității. Trebuie spus că în 1989, decembrie, între decembrie 89 și decembrie 90, toate arhivele securității au fost sub cheia Ministerului Apărării Naționale. Chiar dacă sri s-a înființat în martie 90, avem de-a face cu un control al arhivelor, al ar, al arhivelor securității de către armată. Dosarele astea au fost discuții, inclusiv eu am purtat discuții cu oficialii mei APN. Să sperăm că aceste dosare, cât de curând, vor ajunge la noi. Iar de la Ministerul Justiției, ultimul capitol. Și au să ne predea, de pildă, o bună parte din uh, arhiva Direcției Generale a Penitenciarelor, uh, care trebuie să ajungă la CNSAS. Deci mai avem restanțe, dar uh, cea mai mare parte a arhivelor uh, represive ale Securității, Siguranței și SSI-ului sunt la, la noi, la CNSAS. Bun. Multă vreme s-a spus, uh, colegii de-ai dumneavoastră spuneau, s-a spus, vorbim despre de data SES pe informații oficiale, că dosarele veneau așa, ca să folosim o, o formulă plastică, veneau cu camionul și erau uh, resturnate în curtea uh, Genesas și de acolo începea o muncă de chinez bătrân de a scoate dosar cu dosar și de a analiza astfel încât exista riscul să nu ajungi într-o viață de om la anumite dosare până să le pui uh, cap la cap. Uh, Într-un interviu pe care mi l-ați dat uh, în urmă cu ceva vreme la Spot Media, îmi spuneați de că v-a fost predată și o, o parte extrem de importantă, așa numitul CIT. Uh... Explicăm despre ce e vorba. Sigur că da, foarte pe scurt, establishmentul actual al SRI a înțeles că arhivele se predau împreună cu bazele de date operative. Repet, adică bazele de date cu privire la identitatea obiectivelor securității și a strategiilor de lucru. Se cheamă bază de date CID, adică Centrul de Informații și Documentare, care era o unitate de arhivă, dar și informatizată a securității, care ținea un inventar al tuturor obiectivelor securității adică a tuturor persoanelor și domeniilor de lucru și strategiilor de lucru. Baza de date aferentă perioadei de activitate a securității ne-a fost dată relativ recent, adică anul ăsta, la începutul anului acesta, și ea conține lumele, numele obiectivelor securității. <coughs> Cărora le este atașată și încadrarea operativă, adică domeniul în care erau urmăriți, <coughs> serviciile sau direcțiile care îi urmăreau, titulatura dosarelor sau numărul dosarelor în care au fost implicați, liniile de muncă în care au fost urmăriți, zonele în care s-au deplasat și așa mai departe. Practic, e o oglindă a arhivei, dar o oglindă operativă și, sigur, mai ușor instrumentabilă. Poți să faci uh, diferite căutări. Uh, yeah. Noi, între timp, cum spuneați, cu camionul, sigur, în uh, 20 de ani de funcționare a CNESAS, ne-am constituit propriile baze de date, care constituie un al doilea instrument de verificare și căutare, alături de cel trimis recent de Serviciul Român de Informație. Uh, nu vă întrebă întâmplător. Avem cazul recent și contrariant al unui fost președinte al României, care a obținut un număr foarte mare de certificate de necolaborare din partea Consiliului Național pentru Studierea Archivelor Securității, pentru diferite candidaturi pe care le-a avut de-a lungul timpului, inclusiv candidaturi la funcția de președinte, pentru că brusc, la un moment dat, la ultima candidatură, să apară Certificatul de colaborare. Și atunci, sigur că întrebarea e, se mai poate întâmpla asta? Ne mai putem trezi că oameni care primesc uh, certificat Lumină Verde an de zile sunt deodată descoperiți că totuși au colaborat? Of, e o întrebare dificilă. Cred că da, cred că încă se mai poate atâta vreme cât uh, avem uh, arhive care n-au ajuns la CNSAS. Și doi, există o bună parte de arhive distruse. CNSAS are baze, o bază de date cu dosarele distruse. Vorbim de peste 100.000 de dosare distruse, din ce am reușit noi să inventariem. Da, în decembrie 89 s-a distrus sistematic. Securitatea și-a distrus sistematic arhiva. A existat un ordin explicit al lui Iulian Vlad privind distrugerea arhivelor. Aici nu există nicio formă de dubiu și din păcate e posibil ca atât în arhivele care nu sunt la noi, dar și în arhiva curentă, acest, această bază informatizată și bazele interne să nu acopere în integralitate tot conținutul, pentru că bazele de date oferă un schelet de searching, un schelet de căutare, dar nu epuizează conținutul individual al fiecărui document. În 27 de kilometri de arhivă ar trebui să fie o bază de date, adică dacă ar fi o oglindă, o fidelă, ar trebui să fie o bază de date interminabilă. Ori, într-adevăr, e posibil ca anumite informații să apară, să le găsim, făcând acest searching filă cu filă, sau cum fac colegii noștri care se ocupă cu investigațiile, um, un periaj punctual al fiecărui dosar și al fiecărei informații. Da, având în vedere că aveți acum acest cit, să luăm un exemplu, domnule Demetriade. Ion Popescu, Ion Georgescu, da? Dacă doriți să. sau, mă rog, să luăm un nume mai deosebit, că Popescu sunt mulți, tot joiu, da? Doriți să vedeți dacă a fost colaborator al, al securității, a, a, ca poliție politică. Aveți acum posibilitatea să faceți o căutare în acest dosare în baza acestui că... cit pe care l-ați primit? Da, sigur că da. Se poate face această căutare cu un grad de verosimilitudine mult, mult mai ridicat decât înainte de a la avea. Evident, da, sigur se, se poate. Și putem cu destul de mare certitudine, să vă comunicăm dacă da sau dacă nu. Dacă da, dacă am fost urmărite, sau dacă altcuiva, și, dacă și. da, a, și și. Și și, și și. Practic, în această bază de date nu figurează doar calitatea de agent al Poliției Politice Comuniste, ci și calitatea de persoană supravegheată, urmărită, în diverse forme de supraveghere sau de urmărire. E o bază de date completă, completă pe, atât pe domenii cât și pe, perso pe, persoane, de fapt, e structurată, adică pe, pe, dușmanii ideologice ai regimului și subsidiar domenii, obiective, strategii și așa mai departe. Deci ar trebui să apară o oglindă completă, nu? un tablou integral al urmăririi și colaborări. După, ce, după, acești 15 ani, mai bine de 15 ani, în care tot săpați în aceste, în aceste documente, în aceste dosare, vorbeam despre cearta dintre realitate și mit. Care vi se pare poate cea mai importantă neconcordanță între ceea ce credem și ceea ce a fost de fapt? Păi, e o întrebare foarte bună. Cred că cel mai scandalos mit în legătură cu securitatea ar fi mitul a tot puternicii sau omniscienței securității. Și e foarte interesant, pentru că mitul ăsta e propagat de cei care vor să-și ascundă propria culpabilitate în colaborarea cu securitatea înainte de 89. Spunând că securitatea știa tot și putea să facă tot, instituțiile colaboratoare cu securitatea, aici vorbesc de instituțiile statului, dar și de partid, sunt extrase strategic din ecuație, spunând că doar securitatea opera sau putea să facă tot. De fapt, securitatea a reușit să facă extrem de multe lucruri, tocmai datorită complicității instituționale, cu procuraturile, cu judecătorile, cu colegiile de avocați, cu partidul, cu ministerele. Avem o ecuație represivă. Iar omnisciența sau... Omnipotența securității, de fapt, a sistemului și a supremației partidului asupra sistemului. Nu este doar a securității ca instituție. Spunând că doar securitatea e, era regizorul întregii represiuni, ignorăm sau scoatem din ecuație, deculpabilizând complicitatea generală. Nu ar fi supraviețuit securitatea singură într-un sistem onest, în care, știu eu, toată lumea o punea sub supraveghere și controla măsurile. Dar, o republică totalitară cu un partid unic, în care partidul, de fapt, încalecă statul și îl neutralizează, sigur că dă un spațiu de autonomie operațională instrumentului de poliție politică propriu al partidului. Și vă mai provoc o eventuală demitizare, asta o să-mi spuneți dumneavoastră. E vorba doar de culpabilizarea, de culpabilizarea instituțiilor sau și de deculpabilizarea individuală. Adică, în, nu vorbim de anii represiunii sângeroase, vorbim de ultimii ani ai comunismului, anii 80, anii 70. Puteai să nu colaborezi cu securitatea dacă nu voiai, fără să pățești ceva foarte grav? În mod evident, puteai să refuzi invitația ofițerului de a colabora în ultimile două decenii ale comunismului. Mitologia asta în care securitatea te obligate băga într-un beci și îți impunea să semnezi un, un angajament de colaborare e, de fapt, iarăși o strategie de a muta responsabilitatea, de fapt, a ta, ca actor participant la. La rău, la represiune, în sarcina unei instituții fundamental represive. De fapt, unul dintre un alt mit, că sunt multe mituri, de fapt, care au fost, în fine, pe care istoria și studiul acestor acestui serviciu ți, ți le, ți -le prezintă, este mitul, să spunem, al mitul romantic, să spunem, al rezistenței. Avem sentimentul că în România a existat o o infrastructură de opoziție împotriva regimului substanțial. În realitate n-a fost așa, în realitate nivelul și asta nu e, nu e lipsit de, nu e în afara normalității. A existat un nivel de acomodare și de supraviețuire cu regimul, dar și nivele de colaborare explicită și, repet, și asta e, e foarte inconfortabil pentru noi, oameni care au crezut în legitimitatea regimului, în valorile regimului și în mitologia regimului, indiferent cum vindea regimul sau securitatea lucrul ăsta. Fie că chiar și în 80, o... anii 80? Da, chiar și în anii 80, chiar și în anii 80. Um, Gândiți-vă puțin, în 1989, în decembrie, Ceaușescu lansează și Direcția Politică Armatei, dar și Securitatea, lansează următorul scenariu. Deci, sigur, se produc mișcările de la Timișoara, dar scenariul, scenariul regimului este România este atacată de o forță externă, susținută de agenturi de spionaj occidentale, care încearcă, de fapt, atacă statalitatea reseristă. În acest scenariu intră foarte mulți. Deși văd oameni în stradă, deși văd cadavre pe străzi, deși văd râuri de sânge, deși copii, femei asasinate sunt pe străzi, dar totuși oameni, mulți din aparatul militar și represiv, văzând realitatea asta, continuă să tragă. Asta ce ne spune? Ne spune că, de fapt, au fost foarte mulți oameni care au crezut al în valorile regimului. Sigur că e inconfortabil, sigur că nu ne place să ni se spună asta și vrem să ne considerăm sau, în fine, să recuperăm o rezistență pe care n-am avut-o. Rezistența în, an în ultimele două, trei decenii a fost punctuală, insulară și cu atât mai uh, lăudabilă, cu atât mai uh, extraordinară și uh, simbolică. Plus că la cei care au crezut despre care spuneți, uh, se adaugă și cei care au căutat beneficii. Asta cred uh. că nu trebuie să ascundem. Nu trebuie să ascundem, sigur că da, pentru că în afară de uh, true believers, cei care cred uh, în mitologia naționalistă a regimului, sau în, în, indiferent cum îți vindea securitatea sau regimul atașamentul, au existat cei care beneficiau în mod direct de, de infrastructura patrimonială a regimului, de la bani, uh, uh, locuințe uh, uh, și tot felul de privilegii. Până -a la a de un rival până la urmă, nu? Că și asta era. Până, exact, până la a scăpat de un rival sau până la a uh, uh, să spunem, privatiza cu ghilimele domeniul în interiorul Republicii Socialiste. Uh, și asta au făcut cei de din securitate care aveau propriile domenii autonome de acțiune în raport cu statul. Și aici mă refer la zona de comerț exterior sau zona uh, de aport valutar special și așa mai departe. Ați spus despre acea narațiune a atacului extern, mutatis mutandis, și subliniez acest lucru, păstrând proporțiile, subliniez acest lucru. Nu suntem și acum într-o situație asemănătoare? Nu o recunoașteți? Uh, și acum pre... nu suntem atacați din exterior de oameni care ne vor rău și ne fură bogățiile? Ce pot observa este că obsesia suveranistă practic, ca, să, ca lumea să înțeleagă, Ceaușescu a inventat uh, surogatul naționalist ca un uh, erzat sau ca un uh, substitut al legitimității. Uh, Neexistând -ne alegeri libere în comunism, uh, puteai să-ți asiguri atașamentul public, Ceaușescu a reușit asta după 68, prin invenția și recuperarea naționalismului. Tipul ăsta de atașament la valorile naționale, indiferent cum au fost ele confecționate mitologic în mod fundamental, există și acum. Și acum avem această obsesie a insularității și a excepției, care e lovită din exterior, de diverse forțe oculte. Avem, repet, în continuare o cultură, cum să spun, represivă a secretului, care vine din comunism și e justificată, dar într-o democrație secretul e legitim, doamnă. Secretul e parte din siguranța națională, secretul este uh, o instituție la fel de legitimă ca transparența. Această cultură represivă a secretului, cu istoria ei dubioasă și sinistră, sigur că e legitim să-l să sancționăm și să-l studiem cu referire la trecut, dar e ilegitim să-l păstrăm acum în prezent. Iar suma acestor obsesii în care ne izolăm, în care Occidentul cum să spun, uh, uh, face toate sau o, o parte a Occidentului. Face tot, face tot ce tot e posibil ca să ne, să ne atace suveranitatea sau să, să ne opună în discuție. Sau în care intrarea noastră în Schengen e pusă în legătură cu malversațiune ale unor țări și am văzut aici. Un întreg război ridicol împotriva Austriei. Spune ceva despre. Fundamentala noastră lipsă de înțelegere a modului în care funcționează, de fapt, diplomația în Europa și rolul nostru în ecuația asta. Nu aș intra în discuția despre dosarul Schengen, că nu e, nu e subiectul nu, nostru. Era aici. vorba de mentalitate, de reacție, nu atât de dosar în sine. Da, pă, exact, exact. S-a păstrat această obsesie suveranist, aș spune antidemocratică, pentru că știți, termenul ăsta de suveranism e aproape o diversiune, pentru că ne punem în situația celui care crede că în spatele lui stă obsesia supremației unei singure națiuni. În fapt, este o negare a proiectului european al tipului ăsta de democrație care acceptă multitudinea valorilor naționale. Iar asta e de fapt pus în discuție, inclusiv în cei care contestă din România, și aici mă refer la cei din zona Partidului Aur, o democrație în care națiunile au drepturi egale și sunt în mod legitim prezente într-o într democrație, să spunem, comună a Europei. Din păcate, încheiem mult mai repede decât mi-aș fi dorit și mult mai repede în raport cu ceea ce am fi avut de epuizat, dar asta este. Totul la un sfârșit. Domnule Demetriade, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și sper să continuăm această discuție care mie mi se pare de-a dreptul igienică pentru societate. Mai sunt multe de vorbit. A fost alături de noi în viața victoriei cercetătorul Cenesas Mihai Demetriade. Dragi prieteni, ne oprim aici pentru o mică, mică pauză de sărbători. Începem cu forțe proaspete în ianuarie. Vă doresc sărbători tihnite, liniștite, alături de toți cei pe care îi doriți. Și acum, sigur, rămâneți cu Europa FM. Și cu discernământ. Mulțumesc mult! Așa să fie. Piața Victoriei cu Ioana Ene Dogioiu la Europa FM.